În sistemul nostru solar ne place să simplificăm lucrurile, avem doar o stea în centru pe care o orbitează toate celelalte corpuri din jur, precum majoritatea sistemelor planetare întâlnite în univers. Totuși, există anumite sisteme planetare în care lucrurile se complică puțin, și anume sistemele multistelare, acolo unde există două sau mai multe stele care se orbitează reciproc. În cazul acestor configurații, ce se întâmplă cu planetele care le orbitează? De fapt, pot planetele să le orbiteze având în vedere că sunt atrase gravitațional din diferite direcții? Pentru a răspunde la ultima întrebare, da, planetele pot orbita în astfel de situații. Deși, răspunzând la prima întrebare, nu există un răspuns care să se potrivească oricărei situații atunci când vine vorba de sistemele planetare dintr-un sistem multiplanetar. Ce putem face, în schimb, este să explorăm câteva posibilități. Totuși, înainte să ne uităm la planete, ar fi bine să înțelegem cum funcționează sistemele multistelare în mare parte sistemele stelare stabile s-au organizat în sisteme ierarhice. Acest lucru se datorează proximității în care s-au format, vom reveni la această idee puțin mai târziu. Sistemele stelare binare sunt relativ simple. Stelele binare orbitează în jurul unui baricentru sau cu alte cuvinte în jurul centrului lor de greutate. Dacă masele acestor două stele sunt similare, atunci pot fi observate orbite eliptice aproape simetrice pot apărea ocazii în care se vor orbita în cercuri precum Pluto și Charon în cazul în care un obiect este mai masiv decât celălalt, atunci orbita obiectului mai masiv nu se extinde atât de mult comparativ cu cea a celui mai ușor. În afara sistemelor binare pot exista 3, 4, 5, 7 sau chiar mai multe stele în același sistem și după cum veți vedea, există o structură pe care aceste sisteme o mențin pentru a rămâne stabile. În cazul a 3 stele, două se vor orbita reciproc într-o configurație binară, iar a treia va orbita în jurul barii centrului cu celelalte două. Acest lucru menține sistemul stabil deoarece dacă trei stele și-ar intersecta orbitele, una dintre ele ar fi expulzată cu siguranță în afara sistemului la un moment dat. Într-un sistem cu trei stele, două dintre ele sunt cuprinse în propriul lor sistem închis, acționând precum o singură stea în schema mare a sistemului propriu-zis. Grupăm această configurație binară într-un rang, acesta acționând într-o asociere cu steaua individuală. Într-un oarecare fel, odată ce ai grupat configurația binară din sistem, acest rang superior acționează din nou precum un sistem binar, având cele două stele și steaua independentă care se orbitează reciproc. În cazul în care sunt 4 stele, vei avea fie două configurații binare orbitând un baricentru sau un sistem binar orbitând un baricentru alături de a treia stea și apoi toate acestea trei orbitând în jurul unui baricentru alături de cea de-a patra. De aici sistemul ierarhic ne sare în ajutor. Având un astfel de grafic, poți înțelege cu ușurință cum funcționează sistemele. În cazul celor două configurații binare sunt cele două orbitând centrul de greutate al sistemului. În cazul în care există doar o configurație binară și două stele individuale, se adaugă un rang inferior configurației generale. Aici este sistemul binar care orbitează alături de a treia stea și toate aceste trei stele orbitează împreună alături de cea de-a patra. Dacă în sistem există mai multe stele, să spunem 5, poți avea o gamă de configurații cu binare variate sau stele individuale plasate pe diferite ranguri. Prin acest grafic poți observa cu ușurință unde se află greutatea. Poți urma același model pentru sisteme cu 6, 7 sau chiar mai multe stele totuși orice se află peste 7 este extrem de rar și probabil nu își va menține stabilitatea cu toate că există exemple în univers care ne arată că acest lucru este posibil. Deci hai să adăugăm și planetele în ecuație. Ar putea exista o planetă care să aibă șapte sori pe cer? Ei bine da, Haideți să ne uităm din nou la acel sistem ipotetic de 7 stele. Aici se află 3 stele într-o configurație, două într-o configurație binară și o stea individuală. Putem vedea că această stea binară are planete care o orbitează în mod specific doar pe ea. Aceste planete au un soare. Apoi există planete care orbitează atât această stea individuală, cât și companionul binar. Aceste planete au trei sori din moment ce orbitează trei stele. Uitându-ne la rangul superior, putem observa o planetă care orbitează întregul sistem. Despre această planetă putem spune că are 7 sori. Haideți să vedem cum arată acest lucru în afara graficului. În mod interesant, într-un sistem cu 7 stele de la această distanță pare că orbitează doar configurația binară. Motivul este faptul că fiecare set de stele poate fi găsit într-unul din aceste două puncte. Aici se află planeta cu șapte sori. Orbita o poartă atât de departe în exterior, încât aceste stele nu par foarte strălucitoare pe cer. Așadar, chiar dacă are șapte sori, nu îi oferă prea multă căldură sau lumină. Dacă mărim imaginea setului care conține trei stele, putem observa planetele care le orbitează pe toate trei. Aceste stele vor părea mult mai mari pe cerul acestei planete comparativ cu cel al planetei care orbitează toate cele 7 stele. În acest exemplu, cele două din configurația binară apar mult prea aproape pentru a putea face distinția între ele, iar cea de-a treia este separată în mod clar. Celelalte patru stele care fac parte din celălalt set al sistemului sunt difuze, foarte îndepărtate și nu oferă prea multă lumină și căldură. Acest lucru permite o delimitare clară între noapte și zi, în mod interesant, acest set de stele ar deveni puțin mai strălucitor sau mai difuz în timpul procesului de orbitare, iar distanța dintre orbitele sistemelor ar deveni mai observabilă pe măsură ce se apropie. În cele din urmă, haideți să aruncăm o privire la planeta care orbitează steaua individuală din sistem. Orbitează îndeaproape și are o rotație sincronă, deși partea pe care e noapte ar fi perturbată de configurația binară pe care steaua ei o orbitează, deoarece la un moment dat, va ajunge între steaua individuală și configurația binară. Binarele orbitează aproape, deci nu ar fi ușor de distins pe cer. Din nou, celălalt set de stele din sistem nu ar părea strălucitor datorită distanței. Asta te face să te întrebi câte sisteme există care să aibă mai mult decât o stea. Suntem noi neobișnuiți sau există o metodă de a avea doar o stea pe sistem? Ei bine, dacă ne uităm pe cerul liber al nopții, am putea fi surprins să aflăm că majoritatea stelelor sunt binare. Cea mai strălucitoare stea de pe cer, Sirius, este o configurație binară. Alfa Centauri, cea mai apropiată stea de noi, este o configurație binară sau poate chiar triplă dacă includem și Proxima. Polaris, steaua nordului, este de asemenea o configurație binară. Deci, pentru o perioadă lungă de timp, astronomii au crezut că noi suntem cei ciudați. Totuși, odată cu îmbunătățirile tehnologice, aflăm că nu așa stau lucrurile și că majoritatea sistemelor stelare conțin doar o stea. Poate motivul pentru care cele mai strălucitoare stele de pe cerul nostru sunt configurații binare este faptul că generează de două ori mai multă lumină. Stelele individuale sunt mai întunecate și mai greu de văzut. Nu ajută nici faptul că 85% dintre stelele existente sunt pitice roșii, și se pare că doar 25% dintre ele au companioni. De fapt, în mod interesant, configurațiile binare apar mai frecvent în cazul stelelor masive, gigantele albastre sau albe. Acest lucru se datorează modului în care se formează aceste stele. Piticele roșii nu au primit atât material în timpul formării lor, deci nu au obținut masa unei gigante albastre într-un mediu în care formarea unei gigante albastre este posibilă, modelele sugerează că mai multe stele se pot forma în același timp. La început, aceste sisteme sunt haotice, iar stelele sunt expulzate până când se formează o ordine. Cele care au rămas și au supraviețuit vor fi cele care au absorbit cel mai mult mediu interstelar, devenind astfel mult mai masive mediul interstelar, adică praful și toate celelalte care au ajuns să fie prinse în discuri protoplanetare în jurul acestor stele formează mai apoi planetele. În astfel de situații turbulente, planetele se formează mai greu decât în cazul stelelor individuale. Cu toate acestea, nu este imposibil. Deci, poate că există undeva în univers o planetă care să aibă șapte sori, ce peisaj magnific! nu ne putem abține să nu ne imaginăm cum ar arăta acest peisaj minunat. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!